Băieți, să ne vadă fetele, plecăm cu bicicletele! Da! Hai, da! Repede! Voi aduceți-le, eu vă aștept aici! Bine! Fiți atenți! Să nu ne vadă fetele! Mai repede, băieți! Băieți, voi ce? Plecați fără noi? Cu bicicletele? Ce? Miriam, noi ne ducem cu bicicletele. Noi avem o competiție pentru băieți. Ce? Voi serios? De fiecare dată așa, nu ne luați și pe noi. De fiecare dată se duc singuri. Da! Dar stai, Cătălina, am o idee. Hai să-i oprim! Cum? Ei sunt băieți, noi nu avem așa mare putere! Dar noi avem înțelepciune și apă! Tu ce? Vrei să-i udăm? Da! Deschid geamul încetășor! Hai mai repede, băieți! Fetele deja ne-au prins! Ce-a fost asta? Fietele, precis, stați că vin la voi! Oh, nu! Andrian este ud! Gata, nu mai plecăm nicăieri! Este cinstit așa! Priviți ce mi-au făcut fietele! Am plecat, băieți! Am un plan! Le arătăm noi lor! Plecăm! Odată și noi am încercat și s-a primit. Dar ei totuși au plecat, probabil că nu se aud. Dar noi vom face picnicul nostru cu cortul în livadă. Am plecat, ce bună idee! Decât la băieți. Da! Noi vom sta la umbră, dar ei cu bicicletele prin soare. Da! Fetele sunt în cort. Acum e momentul. Haideți să-i dăm drumul. A sosit momentul. Să-i dăm drumul. Da! Învățat lecția? Da! Miară, ia! Gata! Ieți, vă rugăm! Iertați-ne! Noi nu vom mai face așa ceva niciodată! Bine! Bine. Bravo! Iată așa! Bună lecție le-am dat lor! Da. Bravo, Roy! Dar Roy este foarte cu minte și nu le face nimic! Oare de ce se tem? Așa sunt fetele, se tem și de câini, și de broaște. Și de pisici. Ne-am dus. Hai, Roy. Ha.